Hei, salut dragilor! Ce mai faceți voi? Sper că ați avut o zi minunată, Dumnezeule! O să-mi fac un tricou pe care o să scriu Dumnezeule, pentru că vorba asta o zic în fiecare clip. Dumnezeule sau oh my god! O să-mi fac tricouri, cu siguranță. Ce facem în clipul de astăzi? Vreau să vă arăt toate rujurile mele. Tot ce înseamnă rujurile mele. Nu aș vrea să chem colecția mea de rujuri, pentru că voi știți că eu în mod normal nu colecționez nimic în ceea ce privește make-up, beauty, nu-mi place să colecționez, pentru că astea sunt lucruri care expiră și nu-mi place să le țin eu foarte mult în casă. Dacă nu le folosesc, le dau mai departe, asta voi știți deja. Dar am zis să vă arăt ce am în momentul de față în casă. Rujurile astea pe care le veți vedea în clipul de astăzi, eu le folosesc. Sunt mai multe decât ar folosi un om normal în viața lui de zi cu zi, dar să ținem cont că sunt YouTuber și trebuie să am material pentru clipuri. Astea fiind spuse, nu o să fie tipicul clip în care să iau fiecare ruj, o să vi-l arăt și o să vorbesc despre. Pur și simplu o să vă iau cu mine prin sertare, prin stand-uri, prin dulapuri și o să vă arăt rujurile pe care le am, cum le organizez, cum le țin, care mai sunt, care mai îmi plac mai mult, care mai puțin. Și o să vă arăt așa puțin și organizarea rujurilor, dar și în mare colecția mea de rujuri, adică ce am în momentul de față în casă, în ceea ce privește rujuri. Astea fiind spuse, sper să vă placă clipul de astăzi, să vă satisfacă curiozitatea, pentru că sunteți niște curioși, nebunilor. Așa, astea fiind spuse, cum vă ziceam, hai să-i dăm bătaie cu clipul. Ca să vă dați seama cum am organizat rujurile, am așa. În sertarul ăsta de aici am parte din rujuri, după care în organizatorul ăsta, în partea de sus, am rujuri, în organizatorul ăsta de aici am toată colecția de la Sam Marshall, cea cu care am mai rămas, rujurile cu care am mai rămas sunt aici puse. Dar prima și prima oară hai să începem cu sertarul ăsta de aici. În sertarul ăsta, după cum vedeți, am organizat rujurile pe care le folosesc așa mai rar. Rujuri, ce mai am pe aici? Prioane din astea Jumbo pentru buze și astea sunt rujuri pe care nu le folosesc aproape niciodată, aproape deloc, urmează să le dăm mai departe. Dar să începem cu partea asta de aici. După cum vedeți, ca să-mi dau seama ce culori am la rujuri, le-am pus punctulețele astea cu puțin ruj, care vine foarte bine pentru a ști ce nuanță e. Chiar vă recomand sistemul ăsta, nu l-am la toate, dar am câteva care îmi prind foarte, foarte bine. De exemplu, rujul ăsta este de la DeliPlus, altul de la DeliPlus, încă unul de la DeliPlus, ăsta de aici este de la Flormar. Ce mai avem noi pe aici? Unul de la Lidl, pe care l-a stricat Alexa. Asta este tot de la Lidl. Astea trei roze sunt de la Flormar. Le cunoașteți după ambalaj, e ambalajul ăla vechi. Asta chiar mai e foarte puțin în el. Ce mai avem pe aici? Încă unul de la Lidl. Aici avem Kiko, sigur. Dar asta e un portocaliu de la Kiko. Asta este de la DeliPlus. DeliPlus. Asta este unul de la MAC foarte, foarte, foarte vechi. Un roz. Mai am unul de la MAC aici, roșu. Asta de la Kiko, care e un burgundiu așa. Și dacă le vedeți stricate, să știți că Alexa se ocupă să mi le strice. Așa, ce mai am pe aici? Altul de la Kiko. Asta e movul meu favorit. Îmi place foarte mult rujul ăsta. După care aici ce mai avem? Altul de la Kiko. Un ruj foarte închis și ăsta. Aici am o mostră de la Deborah, cred că, da, Deborah Milano. După care am aici unul de la Essence. Foarte, foarte închis, dar îmi place foarte mult. Așa. Ce mai am? Mai am ăsta de pe Aliexpress. Ăsta este de pe Aliexpress și îmi place foarte mult el înghețată. Îl folosesc și pe el. Am singurul meu ruj de la Nix. E ăsta de aici și îmi place foarte, foarte mult. Să știți, culoarea, nuanța e foarte frumoasă. Rujul cu floare, care vedeți că e pe terminate. Îmi place foarte mult rujul ăsta, ca un balsam de buze, îl văd perfect. Așa, ce mai am aici? Aici am 3 de la Essence. Ăsta e cel mai vechi ruj de la Essence pe care îl am eu, dar mi-e milă să-l arunc, îmi aduce multe amintiri. Încă unul de la Essence din gama nouă, rozul ăsta. Așa, aici ce avem? Un ruj roșu de la Jumbo, cred că e asta. Da, de la Jumbo. Așa, și ăsta este lollipopul. Ăsta îl țin pentru a face glume. Ăsta l-am de pe Aliexpress și e pornografic. Așa, ăsta move de aici este de la Rimmel London și îmi place foarte mult iarna. Eu cred că v-am arătat cam tot ce am pe aici. Ăsta este de la Make-up Revolution. Ce mai am? Ăsta este de la, ăla în formă de stea de pe Aliexpress, coraiul ăla. Și în partea asta, cam asta este tot ce am. Am un fel de cutiuțe drept organizatoare. Astea sunt rujuri pe care le folosesc des, deci le-am pus aici, îmi plac foarte, foarte mult și o să încep cu asta de la Flormar. Uitați-vă ce floare nebună de mentă e asta. Așa, după care Velvet Teddy, cred că e asta, da, Velvet Teddy de la Mank. H&M-ul care îmi place foarte, foarte mult, roșul ăsta e minunat. Ce mai avem pe aici? Aici am de la Essence, un ruj care îmi place tot așa foarte mult. Lip tint-ul de la Essence, care e foarte bun. Rujul meu favorit din ultimul timp este ăsta roz de la Essence și ăsta de aici este rujul meu favorit de la Clinic. Vi l-am arătat printr-o grămadă de clipuri. E un burgundiu așa foarte închis, perfect pentru iarnă. Îmi place foarte, foarte mult. Aici am două creioane de buze. Unul este de la Leticia Well și altul este de la Essence. Vedeți că nu prea folosesc așa ceva. Și dacă urcăm puțin mai în sus, în spate aici am așa un lip gloss în formă de rățușcă, l-am testat noi într-un clip. După care am Jumbo pensil ăsta de la Maybelline, care e așa un corai, eu îl folosesc drept ruj. După care blinkul pe care l-am testat tot așa într-un clip, puteți să-mi rujuri ciudate. Și aici mai am tot așa 3 rujuri sub format creion, 2 de la Shake care îmi plac foarte, foarte mult, sunt unele din rujurile mele favorite, și unul de la Astra, asta e ăsta de aici. Și în partea asta de aici, cum vă spuneam, am rujuri pe care nu prea le folosesc cam deloc. De exemplu, ăsta l-am testat într-un clip, ăsta cu mai multe culori, după care ăsta auriu. Ăsta de la Essence care nu mi-a plăcut deloc. Ăsta cel mai probabil o să le dau mai departe. Ăsta care e fosforescent. Rujul pudră. Și mai am aici și eyelinerul ăsta auriu de la Kiko pe care îl folosesc tot pentru buze. Ăsta când vreau să fac ceva mai boho, îl folosesc pe el. Iar mai în fund aici de tot am chestia asta matifiantă de la Catrice care face orice ruj mat. Și cam atât am în sertarul ăsta de aici. Hai să trecem puțin mai sus, să trecem la organizatorul ăsta, să vedem ce am aici. După cum vedeți, rujurile am în organizatorul ăsta rotativ doar în partea de sus, în partea asta de aici, începând de aici până undeva pe aici. Și o să încep cu ăsta de aici, aloe vera, care e așa cu sclipici și o nuanță de roz, miroase demențial la pepene. După care am unul din rujurile mele favorite de la Essence, care e ăsta de aici, îl iubesc, de la nuanța lui tot, îmi place foarte, foarte mult. Așa, mai departe, tot de la Essence am Color Boost, ăsta de aici, nu pot să zic că e printre favoritele mele, dar bine. Unul de la Yves Rocher, care e bun, merge, merge. Rujul Cushion, pe care l-am testat noi într-un clip de la Novo. E ăsta de aici și îmi place și ăsta tot așa foarte, foarte mult, dar e și la îndemână aici. Rujul de la Estée Lauder mai degrabă este un luciu de buze, este nuanța 106 dacă nu mă înșel. Așa, hai să mai întoarcem treburile pe aici. Ce mai avem pe aici? Rujul meu favorit din toate timpurile, ăsta de la Rimmel, de la Revlon, în nuanța 600. Îmi place foarte, foarte mult rujul ăsta, e un ruj demențial, culoare, miros, durabilitate pe buze, e genial, îl recomand cu cea mai mare dragoste. După care am mat de la Essence, care tot așa îmi place mult de tot. Aici am unul de la MAC, un din ăsta zi să-i zic, ăsta e un lip color, nuanța asta super nebună. Așa, ce mai avem pe aici? Am rujul meu favorit de la Avon, roșul ăsta, v-am vorbit despre el într-o grămadă de clipuri. Am aici rujul Slow, care îmi place tot așa foarte, foarte mult. Cam așa arată el. Am aici glossul meu favorit de la Essence, pe care l-am utilizat foarte, foarte mult. Uitați-vă și voi cât am utilizat din el de când îl am, îmi place mult de tot. Aici am două glosuri, unul de la Yves Rocher și unul din Japonia, ceva de genul. Și ultimele două rujuri de aici, de fapt ultimul ruj, pentru că ăsta nu e ruj, e ăsta de la MAC, în nuanța Retomat Liquid Lip. El arată cam așa, miroase grozav ca toate rujurile de la MAC. E un movaliu așa, roșu. Astea sunt rujurile pe care le țin eu în organizatorul ăsta și acum vom trece mai departe la rujurile de acolo. Rujurile pe care le țin aici sunt toate de la Sam Marshall, mai am unul de la Estée Lauder pe aici, restul sunt toate, cum vă spuneam, de la Sam Marshall. O să le scot aici mai afară ca să vi le prezint. Să vă arăt de fapt cu ce am mai rămas eu din toate rujurile, din toată colecția Sam Marshall. Hai să scapăm rapid de Estée Lauder. Asta e rujul meu de la Estée Lauder, e un roșu foarte, foarte nebun, îl vedeți și voi că e nebun rău de tot. Aici, și apropo, ăsta de aici este un scrub pentru buze de pe Aliexpress l-am cumpărat, nu mai aminte, și îl țin aici că e mai pătrățos și intră bine organizatorul ăsta. În partea asta din spate sunt rujurile lichide, toate astea sunt rujurile lichide, de fapt cu ce am mai rămas eu. Am așa rozul ăsta, un nude și mai avem noi pe aici un mov nebun, am aici alt mov, o culoare asemănătoare, un mov mai închis. Așa că-mi cad toate. Am aici roșu, altă nuanță de roșu pe aici, o nuanță de roșu așa închis, ăsta coraiul. Nudul meu favorit este de la Sam Marshall în nuanța Claudine, îmi place foarte, foarte mult. Și ăsta de aici este un căcăniu așa, mai închis la culoare. Acum să trecem la rujuri, sunt astea de aici, pe astea le mai am. Eu de aici de sus, de exemplu, ăsta primul e un roz, foarte, foarte deschis, mai bine potrivit iarna. Așa, ăsta de aici este un mov turbat, nebun, tot așa pentru iarnă. După care avem ăsta, e un maro burgundiu foarte, foarte închis și el. După care avem un căcăniu, așa, și mai avem pe aici ăsta, roșu, care e deosebit de frumos. Asta de aici este un burgundiu, așa, am o problemă cu rujurile burgundii. Asta de aici este un nude foarte, foarte frumos și cred că e Claudine, nu e Angelic și îmi place foarte, foarte mult. Iar ăsta, tot așa, un nude foarte, foarte drăguț. Și astea sunt ultimele rujuri pe care am vrut să vi le arăt. Ei bine, dragii mei, și asta a fost clipul de astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut și dacă este așa, nu uitați de like-ul ăla și să-mi spuneți în comentarii dacă aveți rujuri ca ale mele, asemănătoare, dacă vă place organizarea pe care o am eu în momentul de față la rujuri. Nu e cea mai strălucită, dar pentru mine funcționează. În descriere vă las link, ca de obicei, către rețelele mele de socializare. Comunicăm și noi pe acolo, bineînțeles. În continuare vă las cu alte clipuri de ale mele, care sper să vă placă la fel de mult ca acesta. Vă pupăcesc extrem ca de fiecare dată și ne vedem curând în următorul clip. Adios!